Dacă putem preveni, de ce să tratăm, mai ales când soluția stă într-un condiment gustos și ușor de găsit în orice supermarket. Conform studiilor, turmericul are o mulțime de beneficii. Ajută creierul și protejează de declin mental, are puternic efect antioxidant, reduce inflamația, calmează durerea articulară, reduce cancerul și nu numai. Acesta poate fi folosit în smoothie-uri, supe, orez și amestecuri de legume. Deci turmericul este o plantă perenă care este cultivată în Asia în mod particular. Este din aceeași familie cu ghimbirul și din ea se consumă în general rădăcina. Deci aceasta. Aceasta este rădăcina și ea se consumă în mâncărurile condimentate din Asia. În plus de asta, în Indonezia se folosește sub formă de ceai. De asemenea, în India, pudra de turmeric este folosită și pentru obținerea vopselelor de haine. Are un gust iute, nu este exagerat de iute, totuși turmericul, comparativ cu chili sau cu alte plante. Este aromatic, are un miros foarte pregnant și un gust ușor teluric. Cu orezul merge perfect. Cred că se poate folosi și la paella și cu fructe de mare și, în general, mâncăruri pe bază de carne. Turmericul a fost îndelung utilizat în medicina tradițională indiană, dar și în cea chineză, datorită numeroaselor proprietăți terapeutice. Conține un element care se numește curcuma și aceasta are un efect antioxidant puternic, antiinflamator și protejează celulele nervoase. Deci efectul lui principal este pentru bolile inflamatorii și pentru protecția creierului. Multe studii vorbesc despre legătura dintre turmeric și boala Alzheimer. Reduce markerul sinaptic care formează amiloidul care se depune în creier în boala Alzheimer. Și este extrem de important de a preveni această depunere. Dar în plus de asta, s-a făcut un studiu pe pacienți care au deja boala Alzheimer și s-a îmbunătățit starea lor după consumul de turmeric. Curcumina, substanța activă din turmeric, este un exemplu de nutraceutic și este unul dintre puținele pentru care mai multe studii au evaluat rolul său potențial în Alzheimer. Efectul principal pentru declinul cognitiv este esențial și pentru prevenție și pentru refacerea celulelor nervoase și pentru tratament. Al doilea efect important este efectul antiinflamator, deci în toate bolile osteoarticulare pentru combaterea durerii. Datorită proprietăților sale antiinflamatorii puternice, turmericul poate fi o opțiune sigură și eficientă de tratament pe termen lung pentru persoanele cu osteoartrită. Ca antioxidant este util pentru creșterea imunității și prevenția cancerului. Previne bolile de inimă, da? Deci bolile de inimă, hipertensiunea, infarctul miocardic și controlează zahărul din sânge. Deci tot ce e nociv în ziua de astăzi. Conform studiilor, turmericul poate ajuta și la prevenirea diabetului, îmbunătățește rezistența zahărului și controlează nivelul zahărului din sânge. În țările asiatice, în general, este folosit ca o băutură și care ajută în tratamentul durerilor menstruale. De asemenea, turmericul poate juca un rol important în tratamentul depresiei, poate îmbunătăți sănătatea pielii și poate preveni degenerarea ochilor. Efectul nociv al lui este unul singur, care de fapt nu e nociv. Crește coagularea sângelui. Adică toate aceste medicamente care cresc coagularea sângelor se dau în tratamentul bolilor de inimă, de diabet, pentru a preveni formarea cheagurilor de sânge. Deci asta e un tratament anticoagulant natural, oarecum. Deci, trebuie să știm că atunci când consumăm regulat turmeric, trebuie să oprim consumul lui înainte de o intervenție chirurgicală, pentru că crește riscul de sângerare. S-a dovedit că asocierea turmericului cu piper negru crește capacitatea organismului de absorpție a substanțelor benefice.